Din păcate, până și inteligența artificială veghează mai bine decât noi. E adevărat, selectiv, dar pare să că veghează un pic mai bine decât unii dintre noi. Uitați-vă un mic test făcut săptămâna aceasta. Inteligența artificială a fost întrebată, rugată. I s-a cerut o glumă despre Isus. Sigur, nicio problemă. Uită-te o glumă drăguță despre Isus. De ce folosea Isus un smartphone? Pentru că a auzit că are recepție foarte bună la rugăciuni. Apoi, spune-mi o glumă despre Mohamed. Și aici lucrurile ne pot da fiori. Îmi pare rău, dar nu voi fi în stare să generez o glumă specifică despre Mohamed. Este important să respectăm și să fim atenți la sensibilitatea culturală și religioasă. Dacă ai alte cereri sau întrebări, simte-te liber să mă întrebi. De ce este important să respectăm sensibilitatea culturală și religioasă doar a unei religii și nu a celorlalte? De ce două măsuri diferite? De ce inteligența artificială știe să respecte o religie și pe celelalte nu? Oare nu? De ce inteligența artificială veghează mai bine decât veghem unii dintre noi? De ce am învățat-o să gândească așa? Sunt o grămadă de întrebări care ar putea fi dezvoltate sau cel puțin să ne frământăm puțin cu ele. Ce se întâmplă și încotro ne îndreptăm? Până la urmă, întrebarea sau tema de astăzi are de-a face cu vegherea. O pildă în care Dumnezeu nu folosește măsuri diferite și nu este selectiv când este gata să cântărească omul. Pilda celor 10 fecioare o găsim în Matei 25 de la 1 la 13 și ascultați pilda așa cum este relatată în Scriptură. Iisus spunea povestiri. Atunci, împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nesăbuite, iar 5 erau înțelepte. Cele nesăbuite nu au luat cu ele și ulei atunci când și-au luat candelele, dar cele înțelepte, alături de candele, au luat cu ulei cu ele și ulei în vase. Mirele întârzia, astfel că ele au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții a răsunat un strigăt. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nesăbuite au zis celor înțelepte, dați-ne și nouă din uleiul vostru pentru că ni se sting candelele. Dar cele înțelepte au răspuns, zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Duceți-vă mai degrabă la cei ce vând ulei și cumpărați-vă. În timp ce se duceau ele să cumpere ulei, a venit mirele. Cele ce erau pregătite au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă. Mai târziu a venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, răspunzând, a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Prin urmare, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ora când vine Fiul omului. Aceasta este povestirea gândită și relatată de Iisus ca să ne învețe ceva, să învețe pe ei atunci ceva și să ne învețe pe noi acum același lucru. Ei bine, parabola aceasta a fost abuzată în fel și chip de-a lungul timpului. Ingeniozitatea umană a fost cheltuită pe punctele secundare ale pildei. De exemplu, dacă biserica este mireasă, făcând analogia aceasta, cine sunt domnișoarele de onoare? Cine pot să fie? Ele fac parte din biserică sau sunt de altă natură? De ce tocmai 10 fecioare? De ce fix împărțit la jumătate, 5 și 5? Unde-i mireasa în povestire? Unde erau domnișoarele de onoare atunci când au strigarea, iată că vine mirele? Era pe drum, împreună cu mirele sau cu mireasa? Fiecare însemnând ceva?
Caută ele să-l întâmpine pe mire în drumul lui spre a-și lua mireasa? Sau după ce a luat-o din casa părintească ca să o ducă în casa lui? Ce reprezintă uleiul din candelă? Ce înseamnă rezervele de ulei? Și în sprijinul acestor interpretări veți putea găsi un comentator biblic pentru fiecare din ele. Dar aceste detalii lăsate de Iisus în umbră, dar scoase de noi în prim plan, nu fac altceva decât să distrugă perspectiva, să ne devieze de la sensul principal intenționat de Iisus. O alegorizare excesivă te poate deturna. Faptul că Iisus nu dă aceste detalii indică lipsa importanței lor. Consumându-ne cu ele, riscăm să scăpăm lecțiile principale. Riscăm, cum spuneam data trecută, să nu vedem pădurea de copaci. Așa că, până la urmă, care este ținta lui Iisus în această povestire cu tâlc? Parabola este clădită în jurul a 10 domnișoare de onoare, care la miezul nopții sunt notificate că mirele sosește și trebuie să-l întâmpine. Toate cele 10 și-au candelele ca să vadă drumul prin întunericul de afară, dar numai 5 dintre ele, numite înțelepte, au cu ele rezerve de ulei lampant. Celelalte 5, numite nesăbuite, au la ele doar uleiul rămas în candelă, care se dovedește foarte curând ca fiind insuficient. Pilda conține mai multe lecții practice de viață, dar adevărul central, lecția principală intenționată de Iisus, este exprimată cât se poate de clar în versetul 13. Și aceea trebuie să o înțelegem și să o aplicăm. Vegheați dar, sau prin urmare, vegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. În alte cuvinte, Iisus vrea să ne învețe ceva cu privire la veghere. Vegherea în sensul de pregătire este răspunsul credinței care deschide ușa împărăției în momentul apariției neașteptate a mirelui. Și partea negativă, nevegherea, lipsa pregătirii, nu este ceva superficial, nu generează o mică întârziere. Nevegherea, lipsa pregătirii este grav, este demonstrarea necredinței care te descalifică în intrarea și experimentarea bucuriei împărăției. Aici este miezul pe care Iisus încearcă să îl transmită lor și nouă. Haideți să trecem prin parabolă cu câteva mici observații și cu câteva înțelegeri practice de viață. Odată parabola prezintă un grup de 10 domnișoare de onoare. 5 nechipzuite, 5 înțelepte. Și să fim foarte atenți, fără să avem habar care e care până la testul final. Sunt 5 și 5, dar nu știi care e care. Care e nechipzuită, care e înțeleaptă. Ce putem învăța de aici? Cu ochiul liber, nu poți deosebi între cei care au impresia sau pretenția că vor intra în împărăția cerurilor și cei despre care Iisus spune că sigur nu vor intra. Nu-i poți deosebi până la momentul final. Abia momentul de criză generat de revenirea Domnului Iisus stabilește definitiv din ce categorie de oameni faci parte. Dar o astfel de observație îți dă o oarecare tulburare. Stai puțin. O stare de nesiguranță. Deci eu nu știu din ce categorie fac parte? Delimitarea se face abia în momentul testului final? Îmi voi putea confirma categoria din care am făcut parte o viață doar atunci? Este corect? Dacă aparent nu este corect, este cel puțin benefic pentru noi. De ce? Nesiguranța pe care o poate crea un astfel de adevăr poate fi rezolvată, abordată și rezolvată într-o manieră pozitivă. În ce fel? Uitați-vă în ce fel. Momentele de criză, de nesiguranță, dacă vreți, rafinează viața de credință. În ele descoperi cu adevărat cine ești, cât ești, unde te afli și încotro te îndrepți. Momentele de criză, de nesiguranță, te stimulează. Au cel puțin acest avantaj. Te obligă să gândești. Momentele de criză pot fi oportunități de creștere. Nesiguranța te poate motiva să fii mai atent cu tot ceea ce faci. Pietrele acestea de poticnire
ale nesiguranței se pot transforma în trepte de urcare. Dat fiind faptul că testul vine abia la urmă, aplicația practică este: mă pregătesc eu cu tot ce am pentru drum din timp începând de azi? Tocmai faptul că examenul este la urmă, nu mă duc cu lecția neînvățată. Miza e prea mare ca să merg la risc. Iar materia o înveți zi de zi trecând prin testele intermediare. Prima observație, deci, sunt 10 domnișoare de onoare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte și nu știi care e care până la momentul testului final. A doua observație. Toate cele 10 au de gând să-l întâmpine pe Mire și să participe la nuntă. Asta și-au propus toate 10. Toate 10 se identifică cu Mirele, doar că spre surpriza lor, Mirele nu se identifică cu fiecare dintre ele. Ce învățăm de aici? Învățăm că nu toți cei care vor să-l întâmpine pe Iisus, îl vor și întâmpina. Biserica vizibilă nu este identică cu cea autentică. Parabola ne învață că pericolul autoamăgirii este real și nociv. Poate că și tu îți zici că te identifici cu Iisus, adică îl cauți, îi ieși în întâmpinare, participi la biserică și evenimentele ei, ai vocabularul corect, ai convingeri corecte, poate chiar îți descoperi o afecțiune și o admirație față de El. Dar pilda ne învață că faptul că tu te identifici cu Iisus nu garantează că și El se identifică cu tine. Bun, dar când și cum se identifică Iisus cu mine? Pentru că aș vrea să știu, ca să pot păși înainte. Iisus se identifică cu tine când apare nașterea din nou, o schimbare a minții și gândirii, care înseamnă o conștientizare a păcătoșeniei tale, înțelegerea faptului că păcatul tău te desparte de Dumnezeu și fără rezolvarea lui vei merge în iad. Când înțelegi că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu și o poți primi mărturisindu-ți păcatele, datorită lui Iisus care a plătit în locul tău. Când îți dedici întreaga viață lui Dumnezeu, alegând să trăiești după normele sale. Că ești gata să intri într-un proces de transformare pe alocuri dureros, dar benefic pentru veșnicia ta. Atunci Iisus se identifică cu tine. Atunci faci parte dintre domnișoarele de onoare înțelepte. Deci, dacă nu deosebești în tine dorința de a fi mai degrabă sfânt decât fericit, dacă nu deosebești în tine niciun tânje după a te asemăna cu Iisus, dacă nu deosebești în tine nicio luptă împotriva păcatului, ești nechipzuit. Prima observație, nu poți deosebi între cele înțelepte și neînțelepte până la final. Apoi, a doua observație a fost, toate cele 10 domnișoare de onoare vor să-l întâmpine pe Mire. Dar nu toate o vor și face. Apoi, a treia observație, toate aveau candelele. Erau echipate cu instrumentele necesare. Multe asemănări între cele două categorii de înțelepte și nesăbuite. O singură deosebire, dar fundamentală. 5 dintre ele aveau candelele, dar nu și uleiul necesar funcționării. Aveau forma, dar nu aveau suficientă funcție. Au pornit bine, dacă vreți, dar au sfârșit prost. Pe parcurs nu au mai avut resurse, nu s-au mai păstrat în formă, nu și-au planificat bine umblarea credinței, viața, nu și-au luat în serios rolul, ceea ce mă împinge să învăț o altă lecție de viață. Poți să fii dintre ai Lui fără să rămâi între ai Lui. Faptul că cineva aude și este impresionat de adevăr nu înseamnă că a și crezut. Credința mântuitoare presupune dinamism, acțiune, perseverență. Credința se vede în fapte. Credința mântuitoare conține cunoaștere, consimțire și consacrare.
ca să rămâi între ai lui, trebuie să ai în tine o credință dinamică care conține cele trei elemente. Cunoașterea este necesară, dar nu suficientă. Și măcar că știu hotărârile Dumnezeu, de exemplu, măcar că știu hotărârile Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac, Romani 1:32. Cunoașterea lui Dumnezeu, a adevărurilor, valorilor lui și mai departe, este necesară, dar nu este suficientă. Cunoașterea trebuie însoțită și de consimțire. Consimțirea este necesară, dar nici ea nu este suficientă. Nicodim a cunoscut, știm că ești un învățător, și a consimțit. Dar nu este suficient, trebuie să apară și nașterea din nou. Cunoașterea este necesară, dar nu suficientă. Consimțirea este necesară, dar nu suficientă. Credința mai presupune și consacrare. A te pune la dispoziție, a te dărui, a te devota lui Iisus, a veghea în continuu. Poți să fii dintre ai lui, dar nu neapărat poți să și rămâi între ai lui. Credința este dinamică, ea trăiește. Nu este ceva ce s-a întâmplat în viața ta odată pentru totdeauna. Este ceva ce merge înainte, ceva ce crește, presupune pe lângă cunoaștere și consimțire și consacrare, adică trăire. Abia astfel treci de pe poziția de observator interesat de mântuire, cel care are candela, pe poziția unuia care are relație personală cu Iisus, care își asigură și uleiul necesar candelei. Pentru că până la urmă, am mai spus-o de mai multe ori, religia îți poate oferi cel mult un drăguț serviciu de înmormântare. Hristos îți poate oferi viață veșnică din abundență. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit, continuă povestirea. Și din nou există tendința de a alegoriza acest verset, cum că ar fi vorba de un soi de debilitate a bisericii de astăzi. Nu cred că asta a intenționat Iisus. Și cele cinci înțelepte, apreciate, au adormit, nu doar cele cinci nesăbuite. Deci adormirea aceasta nu are un sens negativ. Mirele zăbovia și în mod natural au adormit. Vegherea sau nevegherea nu are a face cu somnul sau nesomnul. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici nouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Și când auzim partea aceasta a povestirii, prima reacție este să vedem un soi de egoism la cele cinci fete înțelepte. Este reacția lor disproporționată? Nu cred. Replica lor este rezonabilă. Dovedește mai degrabă capacitatea de a-și organiza viața de credință. A rămâne fără ulei la o nuntă nu ar fi o tragedie. Dar dacă te ții de tilcul intenționat al parabolei, la nivel spiritual, situația devine extrem de gravă. Este vorba de viață și moarte veșnică și cu acestea nu te joci. Așa că o altă lecție practică de viață își face apariția. Pregătirea de care dai tu dovadă nu se poate transfera celui de lângă tine. Nu te poți pregăti pentru altul. Pregătirea este personală și trebuie făcută la vremea ei, pentru că mai târziu poate să fie prea târziu. Ați mai auzit expresia, Dumnezeu nu are nepoți, El are doar copii. Ideea este că tu trebuie să ai credința ta personală. Nu se poate ca altcineva să creadă în locul tău. Nu te poți pregăti pentru altul. Și asta vrea să sublinieze Iisus prin răspunsul celor cinci domnișoare de onoare înțelepte. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc.
Ce învățăm de aici? Învățăm că osteneala viitoare nu poate ispăși pentru neglijența trecută. Sârguința pe care ți-o propui în viitor nu poate răscumpăra neglijența pe care ai arătat-o în trecut sau o arăți astăzi. Este reacția mirelui disproporționată? Probabil, sau puțin probabil, ca un mire pământesc să nu le primească pe niște fete ca acestea la nunta sa. Iisus doar ia o tradiție de nuntă ca să o încarce de o învățătură. Așa că, puțin probabil ca un mire pământesc să nu le primească pe niște fete care nu au avut destul unde lemn. Dar nu despre asta e vorba. Translatând întâmplarea la nivel spiritual, lucrurile stau altfel. Ofensa este chiar disprețuirea harului lui Dumnezeu acordat în Hristos. Adică, de fapt, respingerea soluției lui Dumnezeu la păcatul tău. Și atunci nu mai rămâne nicio pârghie de mântuire și produce excluderea de la bucuria mântuirii. Iisus vrea să sublinieze importanța de a fi pregătit, de a-ți gândi viața, umblarea de credință. De a te pregăti astăzi, de a nu fi superficial în modul în care trăiești viața. De aceea reacția mirului nu este disproporționată, este o povestire fictivă, dar adevărată. Să ia o întâmplare din viața de zi cu zi și se dă un înțeles spiritual. Adevărat vă spun că nu vă cunosc, deși Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, spune Pavel în 2 Timotei 2,19. Pe tine te cunoaște mirele? Respingând harul oferit pe pământ, nu poți avea parte de glorie în ceruri. Și aceasta este o parte foarte tulburătoare. Pentru că până la urmă, caracterizarea de înțelept sau nesăbuit are de-a face cu acest lucru. Are de-a face cu primirea ofertei pe care Dumnezeu ți-o face. În viață avem parte de atâtea oportunități pe care le risipim. Și anumite oportunități pe care le risipim nu sunt chiar așa de grave. Suportăm niște consecințe și viața merge mai departe. Dar sunt și oportunități pe care, dacă le risipim, pierdem pe termen foarte lung. Legenda spune că Sibila din Cume, o profeteasă antică, a venit la regele Tarquinius Superbus, este al 7-lea și ultimul rege al Romei. A venit la el, s-a înfățișat înaintea lui ca să-i ofere spre vânzare 9 cărți profetice, despre care, numite cărțile sibiline. 9 cărți profetice care conțineau lucruri extrem de importante pentru viitorul regatului Romei, extrem de importante pentru viitorul dinastiei lui Tarquinius. Acolo era tot ce trebuia el să știe ca să aibă o domnie împlinită, o domnie victorioasă. Totul era scris acolo în cele 9 cărți. Oferă setul de cărți la un preț exorbitant. Prețul a fost atât de mare încât Tarquinius a refuzat oferta fără a sta pe gânduri. În fața lui, Sibila a luat 3 din aceste cărți și le-a dat foc. Apoi le ia pe celelalte 6 rămase și le oferă regelui Tarquinius la același preț. După o ezitare, regele a refuzat din nou. Sibila mai ia încă 3 cărți și le dă foc. Apoi le ia pe ultimele 3 rămase și le oferă regelui Tarquinius la același preț exorbitant. La
la sfatul consilierilor, Tarquinius le-a cumpărat pe cele trei rămase la prețul cerut. Înțelegeți? Sub vechea întâmplare se ascunde un mare și important adevăr. Și anume, pe măsură ce refuz avansurile, ofertele lui Dumnezeu, ele se reduc constant, în timp ce pretențiile lui rămân neschimbate. Și aici este tulburarea. Atâtea oportunități, atâtea chemări primim de la el și le risipim multe așa. Câte alte cărți sibiline, câte alte oferte mai ai de gând să respingi? Ele se vor împuțina ca număr și probabil se vor diminua ca intensitate. Dar prețul va fi același. Oportunitățile pierdute nu pot fi reapelate. Așa că tâlcul parabolei celor 10 fecioare este găsit în versetul 13. Prin urmare, având în vedere toată această povestire, prin urmare, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Despre ceasul acela, despre ziua aceea și despre ceasul acela, spune Iisus cu o pagină înainte, în Matei 24, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. O astfel de precizare are menirea de a pune punct, de a pune capăt oricăror speculații despre calendarul evenimentelor. Din nou, un soi de nesiguranță? Da! Dar este o nesiguranță benefică, o nesiguranță care te poate stimula. Bine, dar atunci, de ce mai întâlnim în Biblie atâtea indicii legate de revenire? Dacă oricum data este ascunsă de noi. De ce? Pentru că, unu, indiciile profetice au menirea de a ne spori încrederea în Dumnezeu. De obicei, indiciile profetice capătă sens retrospectiv. Și asta ne învață că Dumnezeu ține frâiele istoriei în mâinile sale. Ai citit despre un indiciu profetic? L-ai văzut că s-a întâmplat și spui, Dumnezeu a avut dreptate. Păi dacă a avut dreptate atunci, are dreptate și astăzi. Deci el știe ce face. Deci totul este calculat la el, în mintea lui, așa că mă pot încrede în el. Iată rolul indiciilor profetice. Nu ca să descoperim ziua și ceasul, că oricum nu le putem descoperi, nu se știe, nu se știu. Indiciile profetice au rolul de a ne spori încrederea în el. Chiar și atunci când te afli în confuzie, el știe ce face și nu face nimic la întâmplare. De ce întâlnim în Biblie atâtea indicii legate de revenire dacă oricum data e ascunsă de noi? Doi, ziua și ceasul revenirii sunt ascunse pentru a ne responsabiliza. Mai ales că în momentul acela al revenirii nu mai avem șansa și timpul de a mai face ceva pe ultimul moment. Dacă am ști exact data, vom fi ispitiți să lenevim în umblarea credinței până în ultimul moment, până când ne arde la degete. Și asta e așa de ușor de demonstrat pentru oricare dintre noi. Nimeni nu începe să învețe pentru bacalaureat începând din clasa noua. E peste 4 ani. Am vreme. Nimeni nu scrie lucrarea de licență sau de dizertație sau de teza de doctorat. Cu ani înainte. Deci pe undeva, ascunderea zilei revenirii are rolul de a ne responsabiliza. Ne dă timp de muncă, de pregătire, de veghere. Așa că, ce ne învață pilda celor 10 fecioare în final? Ne învață 1. Hristos te invită la bucuria nunții sale. Dar, pentru a participa la bucuria sa, avem nevoie să veghem, să ne pregătim. A veghea
înseamnă a te împăca cu Hristos, a te identifica cu El, a-L întâmpina în și cu trăirea ta. Și aici aș vrea să subliniez ceva. Hristos este modelul, nu un om. Nu cumva să-ți bazezi credința pe un om, să pui prea multă încredere într-un om, oricât de grozav ți-ar părea. Și este un adevăr foarte practic, mai ales în vremurile în care trăim, în care oameni mari au căzut unul după altul și documentarele care apar ne arată cum oamenii își pierd credința pentru că au fost dezamăgiți de un mare sau foarte mare predicator, om al lui Dumnezeu. Blestemat este cel ce se încrede în om. Asta nu înseamnă că să n-ai încredere în nimeni, ci înseamnă să nu-ți bazezi viața, umblarea credinței pe exemplul unui om. Nu-ți paria credința pe un om. Omul dezamăgește, este imperfect. Căderea modelului tău nu poate constitui un motiv acceptabil pentru pierderea credinței tale. Dacă îți pierzi credința din pricina dezamăgirii provocate de conduita unui om al lui Dumnezeu, înseamnă că credința ta nu este suficient de solidă sau este denaturată. A veghea înseamnă a te împăca cu Hristos și cu numai cu El, să te identifici cu El, El să fie modelul tău, nimeni altul. Pentru că oricine altul dezamăgește. La un moment dat dezamăgește. Și când dezamăgește, ce te faci? Dacă ai pus toate resursele și credința ta pe un om sau pe modelul lui, ești pierdut. A veghea înseamnă a te împăca cu Hristos, a te identifica cu El, a-L întâmpina pe El cu trăirea ta. A veghea înseamnă a nu te auto-înșela cu religia, cu practicile religioase în detrimentul relației. Ritualurile au puterea de a te amăgi, de a-ți da impresia că faci tot ce trebuie, că ți-ai bifat responsabilitățile și gata, ce se mai așteaptă de la tine? Uite, le-am făcut pe toate! Cântărește-ți sau gândește-ți credința ca pe o relație. A veghea mai înseamnă a investi continuu în formarea ta. Pentru că, foarte important, pregătirea spirituală nu poate fi împrumutată sau cumpărată în ultimul moment. Relația cu Dumnezeu este personală și progresivă. Deci, pilda ne învață, este într-o invitație la bucuria anunții sale. Dar pentru a participa la bucuria sa, avem nevoie să veghem cu tot ce înseamnă vegherea, pregătirea. 3. Pregătirea superficială și amânată este periculoasă. Experiența religioasă poate fi temporară dacă nu este întreținută. Și asta uităm mulți dintre noi. Credem că dacă ne-am împăcat odată cândva cu Hristos, dacă am făcut o declarație publică prin botez, suntem bine mersi. Nu suntem chiar bine mersi, pentru că credința este dinamism, este acțiune, este cunoaștere, consimțire și consacrare. Vegherea azi este esențială, fiindcă vine un mâine în care nu mai va fi posibil să te pregătești. Ușa se va închide definitiv. De aceea, pregătirea superficială și amânată este periculoasă. Și întrebarea pentru noi este, cum te pregătești? Sau, ce crezi că ar trebui să mai faci ca să te pregătești? Și iarăși nu vreau să dau exemple foarte concrete, pentru că și acelea ne pot pune pe o pistă greșită. Să credem că dacă împlinesc două, trei lucruri pe care le spune rei, sunt bine. Gândește-ți credința ca o relație. Ce i-ar mai plăcea lui să fac? Cum ar gândi el în situația asta? Cum ar vrea să-mi arate programul? Care ar fi câteva lucruri în care să investesc? Ce mai pot cunoaște despre el? Ce ar mai trebui să faci ca să te pregătești? Hristos te invită la nunta sa. Dar
Pentru a participa la bucuria asta, avem nevoie să veghem. Vegherea sau pregătirea superficială și amânată este periculoasă. Și ultimul lucru, Hristos trebuie să-i respingă pe aceia care refuză să vegheze, pe aceia care îi resping soluția, pentru că alta nu este. Așa că povestirea cu tâlc de astăzi încearcă să ne spună următorul și ultimul lucru. Fiecare om al lui Dumnezeu este responsabil de propria-i condiție spirituală. Tu ești responsabil și nimeni altul. Așa că pregătește-te!